Românii care muncesc sau au muncit cel puțin un an în țările Uniunii Europene pot face solicitări pentru a-și primi dreptul bănesc, chiar dacă s-au întors în țară. Vechimea minimă lucrată în altă țară UE trebuie să fie de cel puțin un an pentru a primi pensie din statul respectiv. Eu știu de la băiatul meu, care are mai mulți ani lucrat și nu știu care e situația, rămâne de văzut. Dar credeți că e un lucru bun să primească? E bun, normal, pentru că acolo s-au plătit niște taxe, impozite și toate alea. Pe un cumnat care lucrează acolo în Germania, Hilburghausen, cază de 4 ani de zile și are 57 de ani și vrea să se pensioneze de acolo. Are vârsta de aproape destul de aproape de pensionare, cum ar veni. Și considerați că e un lucru bun, nu? Da, că se compară pensia din Germania cu pensia noastră amărâtă. În cazul în care persoana decide să se pensioneze și a lucrat în alt stat 5-10 ani sau orice altă perioadă, atunci își depune dosarul în România, dar îi se vor lua în calcul, ca și vechime, ani munciți peste graniță. Condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească o persoană pentru a îi se lua în calcul vechimea dintr-un alt stat este cea să fi lucrat mai mult de un an în acel stat cu acte în regulă. Acum eu nu știu, și eu am și frate și cunat afară. Acum eu nu știu ce în Germania cum e modul, ori plătești să iei pensie de acolo. Adică la câțiva ani de zile așa este. Dar acum eu nu știu dacă-s plecat cu contract sau fără contract. Că și aici e o pedică, cum zice. Da, e probabil referitor la persoane care au contract de muncă. Contractul e altceva. Dacă să te duci la slugă, cum ar fi, că acum nu pot să spui că e la patron. E slugă la patron. Eu am lucrat la stat și am pus mai multe aici, dar acum e slugă, stai la mila lor. În România este nevoie de un stagiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani pentru ca o persoană să poată să iasă la pensie atunci când îndeplinește condițiile de vârstă. Deci românii care lucrează peste graniță trebuie să se intereseze de condițiile de pensionare din țările în care muncesc pentru a li se putea lua în calcul la pensie acea vechime.